Zeci de mii de oameni au răspuns astăzi apelului lansat de liderii coaliției de guvernare participând la manifestația pro-europeană organizată în centrul Chișinăului. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, consideră că, la fel ca acum un sfert de secol, moldovenii trebuie să dea de înțeles clar în ce direcție doresc să se dezvolte Moldova. Astăzi ne-am reunit din nou pentru a întări legământul pe care l-am dat în primii ani ai Mișcării de Liberare Națională, că Republica Moldova este o țară cu destin european. Sunt sigur că avem puterea să realizăm această misiune pentru noi și pentru viitoarele generații. Moldova aparține Europei. Ai Moldova în Europa! Organizatorii manifestației, liderii coaliției pro-europene, speră că acțiunea de astăzi va da un semnal clar în ajunul summitului de la Vilnius că Moldova se vrea parte componentă a spațiului comunitar. Faptul că noi suntem aici, toți, este un mesaj clar pentru întreaga lume. Moldova aparține Europei. Vrem un destin european. Am deplină certitudine că la 28-29 noiembrie acordul de asociere va fi parafat, iar în septembrie anul viitor va fi și semnat. Am venit cu toții astăzi, aici, în piața Marii Adunări Naționale, pentru a spune, da, Republica Moldova, stat european. Potrivit organizatorilor, la manifestație au participat circa 100.000 de oameni. Opoziția comunistă declara anterior că guvernarea a utilizat resurse administrative pentru a mobiliza un număr impunător de cetățeni la Chișinău. Așa sau altfel, majoritatea celor care au venit din întreaga țară în piața Marii Adunări Naționale speră la o viață mai bună odată cu apropierea de Uniunea Europeană. Europa e democrație, Europa e viitor pentru copii și pentru nepoți. Să ne ducem liber în Europa, să avem un viitor mai bun, cred că asta e. Nu sunt sigur că se va schimba, dar noi nu dorim atât de mult Uniunea Europeană, cât dorim libertate. Dorim să putem circula fără viză, fără. Avem nevoie de asta, avem studii de calitate. Să fie mai mult transparență, libertate, state, democrație și pentru asta. Sigur trebuie să fim utopici, să ne gândim că chiar de mâine ceva o să schimbe. Treptat însă oricum, treptat, trebuie să fie acest început care trebuia să aibă loc foarte de mult și cu regret n-a avut. Măcar acum trebuie să mergem încetșor, cu pași mici, dar să ajungem în Europa. Un învățământ de calitate, salarii mai mari. Între care sârmă? Păi suntem îngrădiți. Multă dar cine sunt ăștia? Ăștia o să-i crești mare și să-i într-adevăr, avem ce lua de acolo am scos-o. Și avem cu ce merge acolo, pentru noi suntem un popor talentat, să plecăm toți popor care împreună are viitor, cu țara întregită. Un popor care merită. Manifestația a decurs fără incidente, deși anterior existau voci care afirmau că ar putea exista provocări. La final, adunarea a votat o declarație comună prin care reafirmă că integrarea europeană este singura opțiune de dezvoltare externă a Republicii Moldova.